Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat care sunt simptomele care apar în cazul intoxicației cu una dintre cele mai populare pasile din România și măsurile care trebuie luate urgent astfel încât starea pacientului să nu se agraveze brusc. 10 comprimate de paracetamol pot fi mortale. Atenție părinți și bunici! În cazul răcelilor, la copii nu trebuie niciodată depășită doza de paracetamol. Respectarea strictă a intervalului de minimum 4 ore între două administrări și a dozei maxime zilnice sunt esențiale pentru a nu apărea efecte toxice. Doi copii au ajuns la urgențe în stare gravă după ce părinții le-au administrat paracetamol într-o doză asemănătoare celei pentru adulți. Cei doi frați au ajuns la spital cu insuficiență hepato renală, iar unul dintre ei nu a mai putut fi salvat. Rețineți, paracetamolul este toxic pentru ficat dacă se depășește doza. Are acțiune analgezică și antipiretică. Acțiunea sa antiinflamatoare este practic inexistentă. De aceea este indicat pentru tratamentul simptomatic al febrei și al durerilor ușoare și medii cu diferite localizări. Reacțiile adverse pot fi reduse la minimum prin administrarea cele mai mici doze eficace pentru cea mai scurtă perioadă necesară controlării simptomelor. De aceea nu se recomandă administrarea la intervale mai mici de 4 ore. Simptomele supradozajului constau în paloare, greață, vărsături, anorexie și dureri abdominale. Dozele mari de peste 10 grame într-o singură priză sau doze de peste 150 de mg paracetamol per kilogram la copil determină leziuni hepatice grave. Afectarea hepatică poate deveni aparentă după 12-48 de ore de la ingestie și este manifestată după 2-4 zile. Relatează Antena 3.ro